Prima zăpadă a scos utilajele în drum. A nins astăzi în zonele de munte, la Polovraj, Baia de Fier, Novacea, Limpești, Ciupercenii de Olteț, s-a așternut un strat de zăpadă care i-a scos la muncă pe drumari. Aceștia au împrăștiat material antiderapant. Ați avut prima intervenție după Rânca și în comunele din Cluj? Da, astăzi am intervenit pe DN67 în zona comunei Polovraj. S-a înregistrat un fenomen mai ciudat, un zbor de zăpadă mai puternic în zona respectivă, în rest drumul era negru și uscat, în acele zone Ciupercenii de Olteț s-a înregistrat acest fenomen, am intervenit cu două utilaje cu lamă și răspânditor, am dat cu material antiderapant și totul s-a rezolvat într-un timp destul de repede. Mulțumim șoferilor de autocamioane care au înțeles fenomenul și s-au oprit pe partea dreaptă pentru a nu încurca traficul și a nu se crea evenimente. Am intervenit și totul s-a rezolvat destul de repede. Nici la Rânca nu mai sunt probleme, pentru că nici vântul nu a mai bătut cu putere, astfel încât să le îngreuneze misiunea drumarilor. Nu au fost probleme, a nins și la Rânca, intervenim, avem cele 6 utilaje din zona respectivă, am intervenit cu 3 dintre ele permanent pe traseu, să nu fie probleme, turiștii pot oricând să urce, să se bazeze pe noi că suntem mereu la datorie. Delta ACM va asigura dezăpezirea drumurilor naționale în județul Gorj în următorii 4 ani. Pe drumurile județene însă nu se acționează la fel de prompt. Telespectatorii Gorj TV au sesizat faptul că pe drumul județean care leagă orașul Novaci de localitatea Sitești nu s-a intervenit astăzi, deși era gheață și zăpadă.